îmbătrânim în momentul în care încetăm să mai facem mișcare. Una din cele mai recente descoperiri spun că exercițiul fizic, cum ar fi statul pe bicicletă, are un rol semnificativ asupra creșterii în volum a hipocampului din creier. Asta înseamnă că prin mișcare poți contribui activ la sănătatea creierului tău. Dacă cumva te gândești că trebuie să mergi la maratoane, nu stai liniștit nici la concurs de bicicletă, este suficient să practici orice fel de sport, măcar de 3 ori pe săptămână, măcar. Chiar și cu minimul de exercițiu, vei simți în timp îmbunătățiri foarte mari în ceea ce înseamnă memorie și proces de învățare. În era tehnologiei și a informației, toți avem deficit de atenție, iar sportul va corecta într-o măsură această problemă. Așa că dacă vrei să fii sănătos din toate punctele de vedere, inclusiv la creier, nu te opri din mers, din sport. Continuă să alergi, continuă să pedalezi, continuă să te dezvolți. Vrei să primești gratuit informații utile despre un stil de viață echilibrat? Abonează-te acum la sorinșidiana.ro.